Rusia începe să se trezească, aproape 7.000 de oameni de știință îi cer lui Vladimir Putin să înceteze războiul. Aproape 7.000 de oameni de știință, matematicieni și universitarii ruși au adresat joi o scrisoare deschisă președintelui rus, Vladimir Putin, pentru a protesta în mod ferm împotriva războiului în Ucraina noi, oameni de știință și jurnaliști în domeniul științific care lucrăm în Rusia, protestăm ferm împotriva invaziei militare în Ucraina lansată de armata rusă, cu o săptămână în urmă, afirmă ei într-o scrisoare publicată pe site-ul Terevescence cei peste 6.900 de semnatari ai mesajului riscă pedepse cu amenzii sau închisoarea, conform legislației adoptate în urmă cu câțiva ani în urmă care permite autorităților ruse să urmărească în justiție orice cetățean care critică guvernul, scrie Ager Press. Săptămâna aceasta, Parlamentul Rus a început să dezbată un proiect de lege privind înăsprirea pedepselor împotriva criticilor la adresa războiului din Ucraina. Valorile umaniste constituie fundamentul pe care se construiește știința. Eforturile depuse ani în șir pentru a consolida reputația Rusiei ca un centru de prim plan al matematicii au fost în întregime anulate de agresiunea militară fără precedent din partea țării noastre, denunță oamenii de știință. Congresul Internațional al Matematicienilor, cea mai prestigioasă conferință de matematică din lume care urma să aibă loc în Rusia în iulie, a fost anulat, subliniază ei, denunțând un stat paria. Potrivit lor, obiectivul de a deveni o mare națiune științifică nu poate fi atins atunci când viețile celor mai apropiați colegi, oamenii de știință din Ucraina, se află în pericol din cauza armatei ruse. Suntem convinși că niciun interes geopolitic nu poate justifica moartea și vărsarea de sânge. Războiul nu va duce decât la pierderea totală a țării noastre, pentru care lucrăm, adaugă autorii scrisorii.